face ouă șopoaica. Da? Dar mare să sparg ouăle. Eu, Mariana, a văzut cu un șarpică ouă, i-a dat una în cap, am mai văzut unul. Dar în cătina aia, i-a tras una în cap mamă. Și la ouă. Lasă că nu mai e unul. Mulți sunt de mari din astea. Sunt și mici și sunt mari, șopoaica. Șopoaica asta e mai mare. Lasă că nu mai prind cu ouă, îi dau una la ouă și gata. Ouăle le arunc în apă. Să spargă ouăle și iar omor șerpi. Zi, anul trecut de aici era apă? Da, era. Până unde era? Zi-mi și mie. Bine, aici era apă. Dar în casă, bine aici, dar nu era tare adâncă. Doar. Am ne dat numai casa asta și a rupt în două lac. Jumătate a rupt în două. Și acum facem alta casă, una timp de ceamă. Eu vedeam că vine apa cu viteză, dar el, mamai, uite-o bre, zic, tași din gură, mă zic, culcă-te acolo. Dar ce s-a mai culcat copilul? Ce-am putut am scos, ce n-am putut le-a s-a dus. S-a stricat mobila, s-a stricat, da? Acuși până ne-o face, mai stăm, uitați ce fel stăm. Și-i mulțumesc și lui părintele că ne-a dat godinii, ne-a dat ajutoare, ce-a putut și el dânsul. Ne-a ajutat, că dacă nu era dânsul, noi lumină n-aveam. Aveam stâlpul, când ne-a adus stâlpii, ne-a venit apa, ne-a căzut casa, ne-a dat 40 de milioane, ne-am făcut datoriile pe unde am luat. Că am avut datorii, că dacă stăteam așa, nu mă mutam pe 15 decembrie cu băiatul aici. Ne-a dat, mulțumesc lui Dumnezeu, și acuși ne-a dat, i-am vestit în uși. Că nu-s buni ușile de la care ni le-a dat ajutoare, restul, ce ne mai îi trebuie, îi mai facem și noi. Noi, adică bunicii lui Florin Dumitru, un băiat de 12 ani din Sălceni, un sat care era să dispară de pe harta acum un an, când a fost inundat de Dunăre. Florin trăiește aici, la bunici, pentru că mama lui a decedat și tatălui e dispărut de 3 ani. Aici se simte în largul lui, cu animalele lui, cu bicicleta lui cu care merge zilnic la școală când e vreme frumoasă. Dacă plouă, trebuie să meargă pe dig, pe jos. 2 ore dus, 2 ore întors. Cu bicicleta face numai câte o oră. E foarte greu pentru ei. N-au un mijloc de transport ca să-i aducă pe toți și se descurcă fiecare cum poate. Care au biciclete, care nu merg pe jos și au mai făcut părinții din Sălceni o activitate prin care cu rândul își aduceau copiii iarna cu căruța la școală și după aceea îi aștepta și îi lua înapoi. Și câți copii sunteți în casă? 5 în 5. 5 în a 5-a? Da. Așa aveți simultan, sunteți mai multe clase deodată? Da. Așa învățați. Și ție ce materie îți place cel mai mult? Că văd că uite aici sunt atâtea cărți. Ție ce îți place cel mai mult? De toate. De toate? Da. Câteodată rămâne în clasă după ore să citească. Și poate visează la alte lumi. Florin nu are cărțile lui. De aceea l-am luat cu noi la Tulcea. Pentru a-i arăta și altceva, pentru a-i dărui puțină fericire, pentru a afla ceva din viața lui. Campania Oamenii Deltei continuă. Florin, ai venit, ai văzut Tulcea, ai trecut cu noi, cum a fost? Bine. A fost bine? Ți-a plăcut? Da, mi-a plăcut. A fost o zi? Aproape două zile bune, nu? Da. Uite, noi ți-am luat că știm că tu te duci la școală și că îți place să înveți, nu? Da. Ne-ai arătat el școala ta. Da, da. Și ți-am luat niște rechizite școlare ca să ai, uite, optim, din partea redacției germană. Poți să te și uiți. Să-mi spui dacă îți plac, dacă aveai nevoie. Da, îmi place foarte mult. Da? Da. Uite,
să fie aici. Am mai luat niște cărți, uite, o să ți le scot. De obicei mai ai tu timp să le vezi toate, da, când ajungi acasă, să le vezi. Uite, un atlas. Aveai un atlas? Nu. Nu aveai? Nu. O să aveți nevoie, nu? Da, acum în a 70. Acum aveți nevoie? Da. Ia să vedem. Asta ai citit-o deja? Nu, nu. Nu, n-ai citit. Nu. Tu mi-ai spus că citești cărțile numai de la bibliotecă, n-ai nicio carte acasă. Nu, păi nu, nu mi-a cumpărat mama. Nu ți-a cumpărat? Nu, îi luam de la bibliotecă. Și trebuia să le duci înapoi? Păi da, le duceam înapoi. Și așa e mai ușor dacă e a ta, nu? Păi da. Uite, asta ai citit-o deja? Nu, nici. O să-ți placă toate? Nu ai citit asta. Și nici asta, nu? Nu. Te bucuri de ele? Da. Și o să le citești? Da. Ne promiți? Da, promit că să le citesc. Da? Și când ajungem acasă ne arăți și nouă cum călărești? Da. Hai, mă. O, băiat. Hai.